NASA a dezvăluit un avion supersonic silențios, fără precedent, parte din eforturile Agenției Spațiale Americane de a transforma în realitate zborul supersonic comercial. În cadrul unei ceremonii comune alături de Lockheed Martin Skunk Works, NASA a dezvăluit avionul experimental X-59, așteptat să zboare de 1,4 ori mai rapid decât viteza sunetului, adică 1488 de km la oră. Aeronava, cu o lungime de 30,4 metri și o lățime de aproape 9 metri, are un bot subțire ce reprezintă aproape o treime din lungimea totală a avionului. Conceput astfel, tocmai pentru a dispersa undele de șoc ce ar înconjura de obicei aeronavele supersonice și a genera boom-ul sonic. Mai mult, inginerii au poziționat cabina de pilotaj aproape la jumătatea avionului, ce au eliminat geamurile orientate spre direcția de mers, întâlnite de obicei la alte avioane. Am luat această decizie pentru a-l face mai silențios, dar este și un pas important în avansul tehnologiei aviatice. Echipa a dezvoltat sistemul de vedere extern, care este de fapt o minune a camerelor de înaltă rezoluție ce alimentează un monitor de rezoluție ultra-înaltă, a explicat pe Mel Roy, administrator adjunct al NASA. Avionul X-59 este așteptat să efectueze primul zbor în anul 2024 și apoi primul zbor supersonic silențios. Agenția Spațială a Statelor Unite a mai transmis că, odată ce testele de zbor vor fi finalizate, avionul va zbura peste mai multe orașe din țară care încă nu au fost selectate și vor fi colectate informații de la public despre sunetul generat de avion. În ultimii 50 de ani, zborul supersonic comercial a fost interzis în SUA tocmai din grijă pentru public, din cauza boom-urilor sonice auzite de la mare distanță. David Richardson, director al programului X-59 de la Lockheed Martin, a declarat că testele cu aeronava sunt așteptate să înceapă cândva în primăvara sau vara anului 2024. Dacă vom identifica ceva ce nu funcționează normal, vom face ajustări sau, dacă sunt componente ce nu funcționează, le vom înlocui pentru a ne asigura că avionul este complet funcțional și apt de zbor și sigur înainte să ne angajăm la primul zbor, a adăugat Richardson.